și domnilor, bună seara, bine ați revenit la matinalul de seară. De data aceasta alături de noi se află domnul dr. Paul Echim, senator al Partidului Național Liberal. Bună seara! Încă. Suntem pe ultima sută de centimetri, cred că nu mai avem nici metri. Dacă ne gândim că teoretic activitatea și practic activitatea parlamentară încetează la sfârșitul săptămânii. A încetat după ce s-au luat niște măsuri care au făcut ca cei care stau pe margine, dar și actorii politici, de ce nu, să intre în ample polemici. Au fost două măsuri cu un amplu impact economic, vorbim despre anularea unor taxe și despre majorările salariale din educație și din sănătate. Mă gândesc că, pe de o parte, susțineți majorările salariale din sănătate, nimeni nu contestă necesitatea acestor majorări. Pe de altă parte, sunteți probabil puțin reticent, asemeni colegilor de partid, în ceea ce privește acest impact economic despre care vorbeam, care nu va face decât să crească deficitul bugetar și să scadă din acea creștere economică previzionată pentru 2017 României. Deci, metodic. Metodic. Care ar fi anormal la cap să nu vrea să plătească niște taxe parafiscale mai puține sau să taie niște taxe care, fie vorba între noi, cam mi cam cocoșează la portofel. Însă tot la fel de adevărat, la fel și cu salarizarea, care n-ar vrea, mai ales că fac parte din una din acele două profesii, fac parte din sănătate, ceilalți din învățământ, uite și de acolo fac parte. Care n-ar vrea să fie acolo recunoscută munca și să nu fie veniturile mai mari? Ar fi anormal, însă, de fiecare dată când s-a dat pe final de mandat, înainte de campanie electorală, niciuna din deciziile astea nu s-a finalizat. Pe exemplu, cel mai concludent, cea mare creștere salarială de 50% a profesorilor, care nu s-a mai întâmplat de nicio culoare. Dar măsură care a dus la multe acțiuni în instanță. Corect. Sunt cadre din învățământ care au acționat în instanță și au beneficiat de niște... Ușor au venit, cu mare greutate, cu nu știu ce. Situația asta dezechilibrează, pur și simplu, situații, decizii intempestive, dezechilibrează bugetul național. Ce era, cred eu, foarte corect, era să vină odată legea aia salarizării unitare, aranjate și din legea salarizării unitare cu calculul făcut corect, lumea care trebuia să primească creșterile salariale trebuia să se regăsească la cotația care îi se cuvine și să încheie orice discuție. În versiunea în care ai fi venit cu treaba asta, cu veniturile corespunzătoare, asta va crea, va trage după ea și anularea celor tot felul de pensii speciale. Când ai venit corespunzător cu cotizare adevărată, vine și o pensie corespunzătoare și nu mai vine cu tot felul de pensii speciale. Am povestit-o asta de mult timp, am spus-o. Acum era mai mult decât evident pentru toată lumea că sunt hotărâri date efectiv la plesneală, date așa și hai să le facem, mai să supralicităm cât dăm bine la electorat. Guvernul următor, pentru că ăsta nu mă apucă să dea bugetul, va veni pe niște parametri total bulversanți. Și nu, părerea mea că vor fi puși în situația de a proroga aplicarea acestor eventuale legi, dacă apar bine mersi pe aprobate, contrasemnate de președintele țării. Președintele țării nu a mai spus că nu va promulga legea, am văzut dar și a spus eu că o așteaptă la promulgare, fără să, păi, să da, se o așteaptă. Dacă o dă înapoi sau nu. O așteaptă pentru Camera Decizională, Camera Deputaților, ei din pic s-au făcut și știți că a fost o întreagă istorie pe vremea lui Roberta Anastasie, că au filmat câți erau în sală. Și acum nu era vorumul de ședință, erau mai bine de 20 ceva de oameni, mai puțin. Sigur n-au mai scăpat colegi de dumneavoastră liberali care să vină la vot? Din câte știu eu, liberalii n-au participat la votul ăsta. În Camera Deputaților, așa știu, n-au fost. Și cei care erau în sală n-au asigurat vorumul. Va fi probabil contestație la Curtea Constituțională, mai întâi contestația în interiorul forurilor de conducere ale Parlamentului. Parlamentul are dreptul în momentul în care este sesizat biroul permanent să reia votul.
Premierul Cioloș a spus că va contesta la Curtea Constituțională și pentru că nu s-a consultat deloc guvernul pentru această măsură. Nu, mai este o lege în vigoare care spune în felul următor. Cu 6 luni înainte de finalul exercițiului parlamentar, nu se pot da măsuri cu asemenea impact economic. Adică, pur și simplu, să anuleze orice măsură cu caracter populist dat în prag de campanie electorală. Legea este în vigoare, nu s-a respectat. Și va fi, în primul rând, va fi o contestație pentru că nu s-au respectat numărul de voturi. Nu au fost în sală în vorb. Și al doilea, la Curtea Constituțională, în temeiul legii care am povestit-o. Și atunci e clar că sunt încă două filtri care trebuie să... Și normal că din postura de președinte zici, bine, o aștept să ajungă până în prag. Fii sigur că ea se împiedică. Chiar cei de la PSD nu sunt foarte mari amatori, că sunt conștienți și ei. Există și versiunea în care PSD-ul poate, de exemplu, să apară el cu o formulă de guvernare și se va trezi cu problema în brațe. Nici lor nu le convine treaba asta. Există niște sondaje care spun că PSD și alte vor în sumă 56 sau 58%, ceea ce le asigură majoritatea. Am văzut și eu. Și s-ar putea să nu le convine să trezească cu asemenea măsură, pentru că nu vor lua de unde, vor avea de unde să ia bani. Și atunci iar începem cu împrumuturi externe. Iar îndatorăm țara. Am văzut un studiu săptămâna asta, pe oarecare înflorire a guvernării Ponta, îndatorarea țării a fost cu 26 de miliarde de euro. O fi adevărat, nu o fi adevărat, eu am văzut treaba de acolo. Eu am văzut însă și raportul Curții de Conturi asupra guvernărilor Ponta și nu prea e bine. Vedem concluziile, nu? Concluziile sunt păcătoase tare, au de făcut, nu știu dacă au suficienți angajați ăștia de pe la DNA sau pe la organele abilitate de anchetă, să poată să ducă toate dosarele care au fost puse pe masă. Nu știu ce o să fie, în orice caz nu este bine în România noastră. Cum vedem că plouă cu plângeri, cu atât mai mult cu cât președintele țării a spus că nu va nominaliza un premier aflat în cercetare. Nu știm dacă e o coincidență sau nu, că și Cioloș s-ar putea număra printre cei care vor fi anchetați, pentru că a achiziționat statul român treaba cu mințenia pământului. Știu că acolo e o reclamație mai întâi. Da. Nu e urmărit. Mai întâi unul este condamnat, unul este reclamație, așa, prin Constituție, orice cetățean din România noastră are dreptul la reclamație, sau cum se numește, la petiție. Așa, una e una, îți face o cântare la parchet și până să concretizezi un dosar și de urmărire, e a doua etapă și este chiar prezența din nevinovăție și până la momentul în care se pronunță instanța și ești condamnat, este alt moment. Deci una e una și una e alta. Spuneam la începutul emisiunii că sunteți pe ultimii metri de mandat. Ce v-au învățat cei 8 ani în Parlament? Ai, de mine, am constatat pe propria în piele că cine spunea cineva mai deștept ca mine, dacă nu cumva Octavian Paller. Cel puțin în domeniul dânsului nici n-am pretenții să emit judecăți de valoare. În politică nu există doctrine, există doar interese. Am constatat-o pe propria în piele. Am avut un gust amar pentru că la Comisia de Sănătate le-am zis oamenilor avem un interes cu toții să meargă sănătatea, să facem ceva indiferent de partide. Se pare că interesul de partid a unui grup care tot a gestionat partidul ăla dă peste cap absolut orice inițiativă de bun simț. Și treaba asta se aplică la absolut toate partidele, ca să nu facem diferență. La toți. E, până la urmă, lipsa doctrinară e... La absolut toate partidele. A fost un gust amar treaba asta. Eu am plecat cu ideea că cine se duce în Parlament trebuie să aibă o meserie bine conturată, o experiență în ea, nu un carton că am absolvit a facultatea la fără în frecvență sau fără așa, nu cartoane, ci faptul că știi o meserie, știi ce se spunea în domeniul ăla de activitate, are un bagaj informațional corespunzător. Și fiecare în Parlament să vorbească la ceea ce se pricepe.
Nu. De preferință fac mulți exerciții de dicție și retorică care prind bine în fața camerelor de luat vederi și își dau cu părerea absolut în orice domeniu, rămâi surprins cât de deștept să cred. Cum urmăriți competiția electorală care se vede că a început deja, nu se respectă startul oficial? Aici, ce să fac? Tot legii făcute de noi, chiar în mandatul ăsta parlamentar, românii sunt experți în a-și junta legea și a găsi tot felul de scurtături. Dacă inițial legea electorală cu tot dezmățul ăsta, cu bannere, cu meșuri, cu asta, inițial toată lumea era mulțumită, măi, nu-ți mai risipezi banii din țara asta, să tu pot duce banii ăștia cheltuie în treburi mult mai serioase. Uite că românul nostru a găsit scurtătura în precampanii. Și în precampanii vedeți și dumneavoastră câți bani se cheltuie, câți se aruncă pe pereți, pe... S-a terminat cu treaba aia. O să rămână doar emisiunile televizate în campanie, în care s-ar putea să ne dăm seama cât de deștepți sunt unii purtători de cartoane ajunși pe diverse liste sau cât de fazan sunt. Și să ne dăm seama, sperăm să ne dăm seama. Și niște afișe puse pe aici pe acolo. Acum să sparg niște bani pe care nu este nici nimic asigurat în lege ca organele abilitate să verifice, mă, unde ați avut bani voi să cheltuiți treaba asta? Într-un fel încerc o mare ușurare. E așa de bine să stai pătușă și să te uiți la ăștia, așa de bine să vede pătușă. Ei bine, tot mă apuc că recunosc că câteodată stai calm, mai și râzi, dar câteodată când vezi niște afirmații care depășesc bunul simț, mai și reacționez. Și m-am apucat să mai și reacționez. Le speculați greșelile de tactică sau cele de care țin de discurs? Păi discursul, în principiu, mijlocul ăsta de semnalizare, îți anunți un program oarecare. Nu spui din luceafrul lui Eminescu. Spui cam ce gândești tu cu domeniul politic. Așa că se combină. Și ideile lor promovate pe, sunt la un moment dat deranjante. Așa că îmi pare rău, să-mi permit să comentez. Vă rog. Cine v-a atras atenția? Nu mai mult decât ieri, stând liniștit și eu la televizor. Am zapat un pic și pic pe un post de televiziune local și, bă, persoana este destul de simpatică și savuroasă și o apreciez pentru încrâncenarea cu care se luptă și îmi place entuziasm. Mai ales că este o doamnă. Nominalizăm. O recunoaște lumea. Păi, a ieșit, doamne, sunt mai multe pe listă. A ieșit independentă la alegerile locale. Simona Vreme, da? Și la un moment dat, însă, tot respectul pentru entuziasmul și munca ei, întruntește o treabă care, părerea mea, că a fost un pic cam exagerată. Am făcut istorie la alegerile locale. Adică ce istorie ai făcut? A luat mandatul? Că a luat mandatul în postura de independent, da. Dar dacă ți-a urmărit foarte bine cum a evoluat lumea politică, este o scârbă așa de mare față de structurile politice, indiferent cum îi scrie pe etichetă la intrare, încât la un moment dat o ofertă a uneia care e independent și care nu prea a evoluat foarte tare, e savuroasă. S-ar putea să avem și surprize ca independenți să iasă și la alegerile generale. Asta depinzând foarte mult de corectitudinea celor care numără voturile. Gândiți-vă că independenții nu au oameni în secție de votare. Care da, se... am văzut, a spus ministrul de interne că numărătoarea va fi supravegheată video și atunci ar putea exista măcar sentimentul de siguranță ceva mai mare. Siguranța asigurată de camera video ți se asigură cu certitudine cine a venit la vot, nu ce s-a votat. Nu se va supraveghea procesul de votare, ci numărarea voturilor. Da, numărarea voturilor. Vedeți dumneavoastră că va veni cu camera asupra buletinului de vot? În mod teoretic ar trebui și vă spun din secretele de la numărătoare. Să merge foarte mult pe bun simț și pe bună credință.
Dacă s-ar apuca președintele să arate vot de vot și să arate și să-l pună pe căprării, cum scrie la lege, că președintele trebuie să le așeze pe asta, ar fi o treabă. După o zi întreagă de vot, o nebunie totală, oamenii foarte, foarte obosiți, mai ales când e vorba de foarte multe voturi așezate, toată lumea de la toate grupurile parlamentare se apuc și încep să le așeze în stivă. Și câteodată mai iese și la voturi anulate vot valabil sau mai apare un vot anulat, dar ștampila acolo, nu în pachetul ăla, rar președinții de secții de votare sunt așa de riguroși și verifică... Vigilență, le spunem, poate că sunt puțin obosiți, nu neapărat nu, că bă, sunt... Asta am zis și eu, și se merge pe bună credință. Bună credință te poate costa la secția de votare. Iar dacă n-ai niște oameni foarte riguroși și scrupuloși și care stau să uită verific unii cu alții, mai ales că lumea e și obosită și câteodată și dezamăgită, chiar e. El este totuși un om care votează și el la rândul lui. Și dacă el are și el o scârbă din asta existențială, vă dați seama că nu este foarte entuziasmat. Cu toate că partidul trebuie să-și trimită, părerea mea, armata cea mai serioasă trebuie să fie a oamenilor care sunt în secție de votare. Așa încât românica noastră, care a inventat de 26 de ani și plimbarea cu autobuzul și luatul de acasă și dus în grămadă la vot, și cum au fost la alegerile astea locale, unde pentru creierul unora de la mine n-am fost, dar i-am văzut în teritoriu, se făcea serviciul de taximetrie, de scăra, mătușa, unchiul de gradul 5, vărmeu de după Adam și Eva, așa, cunoaștem. Uităm exemplu la Măstăcani, că acolo am fost pe fază, n-avea nicio treabă. Și sunt băieți și agresivi, adică se poate ajunge și în situații destul de păcătoase între oameni. Așa încât va fi o treabă foarte ciudată. Lumea plictisită și săcăită, poate să zică, decât ăștia cu listele lor de partid, în care mai vedem... Mai bine mergem pe independent. Partid în care vedem ce oameni au apărut pe anumite liste, fără nominalizări. Au apărut sau au rămas? S-au apărut și unii au rămas. Și ți trezești foarte frumos, poate să zic că, bă, poate să fie o oportunitate unul care este independent. Și am făcut istorie. Ei, termenul independent cu sau cumva vastia politic, dacă vreți, cum e nu cazul USR-ului, care a plecat de la statutul cumva de organizație, de societate civilă angrenată, de oameni care au ieșit în stradă și au protestat, pentru că am văzut că toți iau la CV, trebuie să treci că ai ieșit și ai protestat atunci când a fost, ca să fii membru USR, trebuie să fii ieșit în stradă să fii protestat după incidentul colectiv. Ei, hai să o luăm, sunt mai multe treburi. E o părere personală, îmi cer scuze față de cei care ne ascultă, e părere personală, pot să greșesc. USR-ul. Păi USR-ul s-a văzut, a pornit cu treburi de astea de tip taliban, erau să nu intri în Parlament, e să intre participi la vot. În loc să aibă 2-3 care sunt buni organizatori și care știu cum este legea și să așează bine legea și cum trebuie să-ți faci toate mersurile în justiție, cu timp, tempo-ul făcut, nu, noi nu vrem pe nimeni, nu mai virgine. Ei, măi, tată, politica nu-i pentru virgine. Hai să fim serioși. 2. Citesc astăzi. USR-ul e un conglomerat, o salată bine condimentată, de oameni cu priviri de dreapta, de stânga, tot felul de oameni de ăștia, că s-a adunat mai multe structuri. Și din M10 și din nu știu ce mai sunt adunați. 3. În momentul în care te prezinți în fața electoratului să te aleagă, tu prezinți un program. Se numește program politic. Mă scuzați, nu este asociația de administrații de bloc. Scrie program politic. Deci tu undeva trebuie să te structurezi politic într-un anumit loc, păi și chiarul politic. Deci tot trebuie să fii partid politic. Da, de acord, au fost în ăștia oportuniști, ăștia care s-au plimbat strict numai pentru vot, pentru post politic, colo. Asta e una din explicațiile în care am zis că nu m-a dus discul cu nimeni. Nu vreau să pun eticheta pe mine că sunt un doritor de ciolan și oportunist pentru funcții.
Nu. Eu n-am făcut asta niciodată. Și au plecat pe versiunea asta. Nu sunt partid politic. Acum, de unde plecați în cărere, că am lăsat o idee neînchisă. Persoana independentă făcută istorie. Păi, independentă vorbește în fața organizației structurii politice, tot trebuie să fie structură politică. Uitați-vă ce pățești în Consiliul Local. Vorbește singură. Nu ascultă nimeni. Mor cu dreptatea, știți cum? Mor cu dreptatea în brațe. Undeva trebuie să fii într-o structură, într-un grup de oameni care să ai putere să poți să impui ceva. În versiunea în care și asta... Dar să ai norocul să există o majoritate fragilă și atunci votul tău chiar să atârne... În Parlament, vă spun, cu independenții au fost oameni care au fost nemulțumiți de o anumită conduită în structurile din partid și și-au dat demisia din partid și au activat independenții. Banca independenților a fost fructuantă la noi în Parlament. Independenții sunt și în comisii? Sunt, mai sunt, dar... De preferință, formațiunea politică care și-a numit parlamentarul în Comisia X, în momentul în care a plecat respectivul, locul îl ocupă cu al lui. Și independentul se trezește la un moment dat la Comisia de Numărătoare a Pensiilor. Mă scuzați, fac mai o structură, mai o comparație poate mai grosieră ca să vă dați seama de idee. Adică omul se poate trezi într-o comisie de aia în care mă duc și plec. Nu fac nimic. Nu influențez absolut nimic. Și atunci, a face apologia că merg de tip independent, ce aici este o greșeală. Independent în Parlament ești n-ai ca nimeni. Nici măcar nu te ascultă lumea. Doi, chiar în campanie politică. Nu știu oamenii drepturile constituționale ale unui parlamentar. Am mai văzut parlamentari de vechime, dar nu este cunoști. Manipulează faptul că nu știu oamenii care îl ascultă. Vreau să aduc investitori mari pentru Galați. Parlamentarul? Cred că glumește. Dar mulți văd, puțin cunosc și atunci mergem și luăm pe fraieri. Nu, parlamentarul nu are drept decât întrebare, interpelare, inițiativă legislativă, declarații politică. Și mai are treaba asta cu, cum îi spune, moțiune. Moțiune de cenzură. Depunerea. Simplă sau asta. El este, poate să participe la moțiune de punere, semnatar la o moțiune de cenzură. Atât? Eu vă spun ce am pățit cu guvernul. Vă dau exemplu din Galați, am murit cu dreptate în brații. Am avut sesizarea că eu habar n-am avut treaba cu Mehidu. M-am suit pe capul Ministerului Mediului cu întrebări. Băi, frate, dar până la urmă ce se întâmplă? Ca e o rană în Galați. Ați văzut să se întâmple ceva? O să și prezint treaba când vine și acum a venit momentul. La Turda a fost o situație similară. Oamenii s-au urcat, acolo s-a putut întâmpla ceva. Aici, nu. Ministerul Mediului. Partid de tehnocrație. Dar răspuns ați primit? Da, evazat. Evaziv. De-a dreptul evazat, nu evaziv. Că ultima treabă, acum am revenit. Bă, dați-mi și mie un răspuns. Ce se întâmplă? Bă, să știm și noi. S-a hotărât. Bat eu câmpii. Cu grații. M-am păcălit după un articol. Ce se întâmplă acolo? Nimic. Am și fost avertizat că nu se întâmplă nimic. Nu se stați cu minte. Nu să stau cu minte, eu n-am știut. După aia am aflat cu ea aparținut, care cum sunt sponsor pe la PSD și alte chestii, om cu greutate pe în Galați, habar n-am avut. Eu nu am pasiunea să știu ce și ce cum. M-am dus, tot a fost un scandal, Galați. Ce-i cu Sidexul? Bă, dați contractul privatizare. Am zis-o și eu, am luat-o mai parșiv. Nu-mi dați contractul. Dar spuneți-mi, care au fost criteriile de a secretiza contractul? De ce? Așa cum l-ați primit dumneavoastră, așa am primit și eu răspunsul. Asta e puterea unui parlamentar. Știți unde stă puterea? E altă treabă. Că mai vine unul care își scot pălăria și îl știu, este un tip onest și chiar e muncitor și îl știu, nu am cum să-l comentez. Cristi Dima. Vine și spune, Cristi, băi, vreau neapărat drumurile astea, infrastructură. Fratele meu, dacă nu țipăm de 8 ani,
cu cel master plan, schimbat de nu știu câte ori. Din nu știu câte ori au fost oameni de ai noștri care au fost în comisiile de transporturi. Doi senatori, Nicu Marin și cu... Uite când scap acum numele, de la Tecuci. Butunoi. Da, domnul Butunoi. Măi, au fost oameni, s-au bătut, hai să facem, hai să... Nimic. Eu știu, spune o treabă, e mai mult decât evident că fără infrastructură noi aici murim. E bine că vreau să continui ideea. Dar, fratele meu, cum o faci? Că mă sui peste ei. Păi, sau ne-am suit peste ei, peste toți miniștrii transporturilor. Și a rămas ca în gară. Asta e puterea din punctul ăsta de vedere, e bine că masterplanul pentru infrastructură rutieră a rămas undeva în stand-by, așa, suspendat. Ce-a rămas? N-a rămas niciun suspendat. Păi noi ne aruncă cu ăsta peste vreo 2-3 ani, cu cel drum expres, așa, iar cu podul ăsta, doar că am scos banii pentru nou studiu de fezabilitate, care dispare la câțiva ani, trebuie refăcut. Alți bani, altă distracție, alți bani scheltuiți. Puneți mâna pe el și faceți-l odată. Mă știți că am țipat cu treburile astea atât. E o altă treabă care noi n-am făcut-o. Și aici, poate îi duce pe ei capul. În momentul în care lumea parlamentară dintr-o anumită zonă nu este unită să vorbească toți aceeași vorbă, nu se va întâmpla absolut nimic. Clujeni, ardeleni, toți interesați, aranjați, toți au vorbit aceeași limbă când a fost. Ieșenii s-au bătut, de exemplu, pentru o treabă. Băi, aeroportul, toți au fost uniți. Noi, la Galați-Brăila, la eternele scandaluri, între Galați-Brăila, în loc să le spunem, băi, lăsați-mă orgoliul ăsta jos. Hai să ne adunăm ca zonă și hai să facem ceva. Am vorbit. Ce-a rămas? Cu vorbe. Și știți ce interesant? Că în vest chiar nu vorbesc aceeași limbă, dar toți s-au înțeles. Toți s-au înțeles pentru că este un interes comun. Îmi apare mie alt deputat uitat numai pe un parlament care este bun la toate și îmi povestește acum dintr-o dată descoperă zona Galați-Brăila. Păi frate, acum o vorbești. Dar ai fost și în administrația locală, dar ai fost și acolo. Administrație. Iar alți candidați și asta îi privește pe toți. Până la urmă, aglomerarea asta urbană Galați-Brăila, ca să capete o formă concretă, ține de apanajul administrației locale sau de mare nevoie de lobby-ul parlamentarilor? Toți să luăm un loc. Trebuie să bată palma și administrația locală, OAT-urile, unitatea administrativă teritorială, și împreună cu lobby-ul parlamentar, toți merg să vorbesc același lucru. Noi eram gata. Uitați-vă că aia Timișoara, Arad, au avut palmă. Noi nu. S-a dus primarul de la Arad cu primarul de la Timișoara și au avut palmă. Să facă zona metropolitană, să aducă, să vadă ce plan au în comun. Altă prostie trântită acum de campanie. Îmi pare rău că spun asta. Toți vezi, mă duc pentru interesul gălățenilor. E un pleonasm. În momentul în care duci parlamentar pentru interesul cui duci. Nu trebuie să pui treaba asta. Tu ceri omul votului care vrei să reprezinți comunitatea. Eu... Nu-i logic. Normal, ar trebui să nu o spui. Că unii au folosesc, că unii au fost parlamentari de nu știu cât timp și pe toată treaba lor li s-a upgradat doar fișa de declarare a averii. Și au fost interesat să acumulezi averea adevărată, tu ești pe fișa lor, te îngrozești, ci proprietari au devenit băiții pe-n județ pe aici. Tată, e adevărat, dar asta nu înseamnă că vreunul dintre ei, nu, n-are logică să spui, mă duc pentru oamenii locuri, dar pentru cine te duci? Pentru aia de la Tecuci? De la Tulcea? Că tot vorbeați de oamenii locului, credeți cumva că sistemul de vot s-a schimbat și pentru că parlamentarilor le era frică să se întoarcă în colegiul unde au fost votați? Nu. Pentru că atunci când a apărut uninominalul, s-a văzut ca fiind o variantă ca aleșii să rămână în contact cu cei care i-au dat votul și pentru a-i reprezenta cât mai bine. Din punctul meu de vedere era mai bine. Și vreau să vă spun, în momentul ăsta e un fel de... Am văzut și am încercat-o pe propria în piele. Partidul era mult mai scrupulos cu oamenii pe care îi trimitea pe acele liste. Era mult mai atent la ce spune populația, la nu știu ce.
versiunea apolistă, e pur și simplu o treabă aranjată de liderii tranzitorii din partid să-și aranjeze interesele lor și oamenii care le convin. De asta, părerea mea, că s-ar putea să ne trezim la alegeri și aici este și versiunea în care s-ar putea să avem surprize cu formațiuni politice care nu sunt mai mici sau eventual independenți. În momentul în care alegătorul va mirosi că de fapt ai o listă de interes a cuiva sau a câtorva, s-ar putea să fie niște scoruri să te doare mintea. Da, da. Pe de altă parte, rămâne consecvența românilor la vot. Noi votăm, la România există un vot tradițional. Eu vă spun care vine din ce inerție. Vorbesc cu lumea. Și vorbesc cu lumea din Galați. Părerea mea că va fi un absenteist fantastic. Cred că va fi cel mai mare absenteist la vot de la Revoluție încoace. Alegerile generale de obicei o prezență cea mai mică, după, nu, deasupra europarlamentarilor. Nu comparăm cu localii, pentru că interesul tuturor. La astea sunt așa, când e local, primar, președinte, consiliul județean, consiliul, mai interesul, lupta poporului pentru zonă. Credeți va fi sub 40%? Eu compar alegerile generale, comparând cu alte alegeri generale. Părerea mea că va fi un absenteist fantastic. Nu este motivată lumea. Noi o ținem în scandaluri și în atacuri. Mai infectă campania electorală ca asta. Acum, dacă mi-aduc aminte, de fiecare dată când am fost la campania electorală, tot așa am zis, mai infectă ca asta n-am văzut. Dar chiar n-am văzut așa de infectă campania electorală. Sau există varianta ca aceste formațiuni mici, noi apărute, USR, PNR, să mobilizeze oameni care până acum nu se regăseau? Păi, nemulțumiții și într-un fel cred că mai mult nemulțumiții decât cei care absentează de regulă. Sunt unii care nu s-au deranjat până acum la niciun vot. Nu au fost motivați de nimic. Vor fi o parte de nemulțumiți de la diverse partide care îți vor duce spre aștept. Cum va vota diaspora? Va mai ieși la vot în număr așa de mare? Nu văd să iasă la vot în așa. Votul în corespondență era, a fost cerut. Era o treabă, dacă era mai bine conturată lupta politică, însă ce este în partidele astea mari la ora asta, nu cred că va scăte nici diaspora anul ăsta pe stradă. Să se întâmple ceva total ciudat, să miște lumea. Ori în momentul în care fiecare scoate și dă în vileac pe media dosarul ăla, dosarul ăla, dosarul ăla, o alegător, nici nu mai știe ce să creadă. Nu mai e niciun reper la ora asta. Vezi, îl saltă pe ăla, îl saltă pe ăla, îl saltă pe ăla, mă, cine mai crezi? Iar eu, părerea de-a mea, cred că vor apărea niște informații, poate unele eronate, de manipulare, dar poate și unele adevărate, își vor spune niște povești total înfiorătoare. În primele două săptămâni de campanie nu se lasă pe final de regulă astea. Nu știu dacă va mai fi pe final, pentru că lumea deja a început și eu mai stau de vorbă. Se lasă la dospit informația, înțeleg, dau la început să crească până și aici a fost o idee. Noi picăm pe ultima parte a campaniei pe sărbători. Și lumea va fi sictirită și plictisită. A, mai lăsați-mă cu ce vorbiți voi acolo și vă tot dați. Toți sunteți niște hoați. Cam asta e mesajul. Toți sunteți niște ciolănari și mincinoși. Și lumea va fi foarte preocupată cu sărbătorile naționale, ale Galațiului, sărbătorile o groază de concerte pe 200.000 de euro. Da, și așa am citit și eu acum, așa. Și atunci au o știre... Măcar de un milion, știți cum se zice. Da, tot e bine. Și lumea nu va mai fi foarte doritoare, așa că anumite lovituri de media s-ar putea să fie, prin media, să fie date mai repede. Ca să apuci lumea să le afle. Rezultatul alegerilor din Statele Unite, credeți că creează un precedent și românii vor fi tentați să voteze lideri politici neconvenționali? Și asta va fi o soluție. Dar acum, dacă stau și mai pe piața noastră politică... Toți sunt convenționali, nu? Toți sunt neconvenționali în felul lor.
Și de asta, parcă se și întreg în da declarații cât mai neconvenționale și vedem și dumneavoastră la ce nivel a ajuns discursul politic. În loc să vorbim strict, băi, ce putem face? Cam cum ne-am putea organiza și armoniza? Cam ce strategii ne-am gândit pentru zonă? Batem câmpuri, câmpii cu platitudini. Altă treabă aruncată la noi, la local, și nu înțeleg că parlamentarul poate face o treabă, dar ei vin din postura în care s-au bătut să fie aleși locali. O chestie, o să sesizați în tot un post de televiziune de la noi din Galați, un ziarist din lumea dumneavoastră din Galați, care era revoltat. Cum te-ai bătut să te ajungi consilier local, consilier județean? Acum ești bun și de parlamentar. Păi da, ți-am dat încrederea să săpe acolo. Iar acești oameni, în loc să se zeze, noi am pierdut, de exemplu, o afacere în Galați, dar care era strict de negocierea autorității publice locale, nu a parlamentarului. Băi, frate, afacerile și investițiile și toată politica asta de dezvoltare locală nu se face neapărat cu investitorii, cu parlamentarul care îl alege. Aveți legislație suficientă, numai să aveți suplețe la cap, să colaborați și să vă puneți pe picioare în pe plan local. Deci nu performez local, dar mă duc la Parlament și schimb toată lumea din Galați. O aranjez. Păi uit la ei așa, zic, fă, dacă vreți așa, vă creadă lumea, duceți-vă. Ați avut vreo surpriză când ați parcurs listele candidaților pentru alegeri reprezentanții pe Galați, mă refer? În principiu cam știam, că acum să nu fim ipocriți, ele sunt cam bântuie în lumea noastră underground, în lumea noastră așa, să bântuie numele. Mari necunoscute nu au fost. O singură necunoscută am avut surprinzător, un... dați-mi voi totuși, nu dau numele, pentru că nu știu care a fost de desubt acolo, un om adevărat care eu îl știam că era la PNL. Și ne trezim cu el pe listă bine și un om de toată isprava la PSD. Care a fost opțiunea dânsului? Dânsul o comentez, eu nu-mi permis să o comentez. Asta este, vă las să o descoperiți. Mă duc la listă, imediat. Și eu știam că era la PNL. Chiar am avut o amărăciune în momentul în care eu am discutat că la noi nu a fost, eu nu am comentat că nu e Kim pe listă. Eu am comentat maniera în care s-a încropit lista, că pentru că nu, termenul de fapt e corect, încropit. Întocmit trebuia să fie. I-am zis, Partidul Național Liberal are suficiente resurse cu oameni adevărați pe care poți să-i promovezi, să-i folosești. Ei, unii sunt buni la toate. Da, asta e viața. Atmosfera la partid o cunoașteți? Nu. Sunteți un combat în această campanie electorală? Nu, eu am învățat o treabă. Când oamenii te caută, dar când au nevoie de tine, e bine să nu te găsească. Iar eu mai este încă o treabă, mai ales că am cuiva să-i spun, o să fie pe reciprocitate. E așa în viață. Dai cât ți se dă. Și pentru o anumită persoană care probabil se va deplasa la Galați, să vin aici la lansări, am promis că îmi voi rezerva exact același timp care mi l-a rezervat ea când a vrut să vorbească cu mine. Intuiesc că vorbiți despre liderul partidului, da, care, voi avea același timp, care a fost indisponibil la momentul în care s-a făcut proiectul pentru lista pentru alegeri. A fost o tipă foarte ocupată. Îi transmit și eu că sunt un tip foarte ocupat. Cu partenerii, cu foștii democrat-liberale, ați mai purtat discuții? Că am înțeles că și aripa aceea este nemulțumită. Nu, e o treabă. Noi am povestit, noi nu am fost de acord cu maniera în care s-a întocmit lista. Și părerea noastră că s-a întocmit o listă care nu va avea rezultatele care toți le-am vrut și toți le vrem. N-am vrut rău partidului.
A zis, ieșiți la sondaj. Ce spune lumea, pentru că ăia votează. Ăia transmit în cine au încredere. Ăia duc și zic, bă, ăla aduce voturi pentru PNL. Nu s-a făcut, s-a făcut totul numai în interes personal. Iar oamenii nu sunt nemulțumiți așa numai când ne aflăm în treabă. Sunt nemulțumiți pe unul, au participat și cei care au fost la PDL și o groază de lume de la PNL, oamenii ăștia toți și subsemnatul, ne-am pus atât timp la dispoziție și toate resursele care le-am avut unui proiect care am vrut să fie cu manifestare democratică, nu la cherem unor indivizi. Și normal că este un grad de frustrare în oameni ăștia. Și vă spun cinstit, sunt oameni de foarte bună calitate și la fostul PDL și la PNL, acum toți în PNL și noi, normal că e un grad de nemulțumire din partea noastră. Însă, urmează campania și au ales în versiunea în care noi am contestat-o oamenii care vor să-i reprezinte, îi lăsăm în pace să se prezinte, n-am de comentat, prezentați-vă în fața electoratului și oamenii vor vorbi la urne. După ce vorbesc la urne, constatăm, am avut noi dreptate sau au avut ei dreptate. Așa e în viață, așa e democrație. În contextul în care apar sondaje de opinie care creditează cu diverse cifre partidele, se conturează și niște alianțe de tradiție sau nou formate pentru obținerea majorității parlamentare. Văzusem în același sondaj pe care spuneați că l-ați văzut și dumneavoastră că PNL împreună cu USR ar ajunge undeva la 38%. Tot ar mai avea nevoie de niște voturi, de niște mandate ca să asigure o majoritate pe care nu știu dacă are de unde să le ia în condițiile în care PSD și ALDE ar însuma 56-58%. Nu știu, discuțiile astea zic eu că sunt prematur de făcut. Hai să vedem ce spune urna. După ce se iese de la urne, atunci se fac calculele. Acum se fac calculele astea că sunt afinități între anumite structuri politice, că PSD-ul ar merge cu ALDE și în partea asta PNL-ul ar merge cu USR-ul. Rămâne de văzut. În mod normal ar trebui ca partidele de centru-dreapta să fie unite într-un singur interes. Și aici iese și PMP-ul, nu știu dacă intră în Parlament, dar e tot Partid Popular, PNL-ul Partid Popular, USR-ul până una alta s-ar da de dreapta, UDMR-ul face parte din Partidul Popular, deci n-ar mai trebui să fie partid balama pentru interesul unui grup etnic din România și ar trebui să fie pe dreapta. Vom trăi și vom vedea. Nu, vedem odată cum s-a întâmplat să avem surprize până după alegeri. Vedem pruul ăsta, cum apare că este vorba aia, are un post de televiziune foarte agresiv al lui România TV, al lui Ghiță. Și contează totuși un post de televiziune național care tot centrează și dă cele mai șocante știri pe scroll acolo, sau cum se numește. Acolo se găsesc, la România, dacă vezi, șoc, exploziv. Transformă în canal de ușor. Totul șoc, totul exploziv, acolo totul bombă. Așa, știri bombă. Și vom vedea cât prinde. Și mai este și, ce mai este, pru așa, alianța noastră România, NRU, al lui Maria Munteanu. Nu știi nici ce și se întâmplă, cum prinde și cât prinde. Și o vedea la urmă, să trage linii, cât, ce, cum. Dar gândiți-vă, după opinia mea, va fi un absenteism crâncen. Și acum zic, caut să fiu cât de cât neutru, să ai știuți la toate posturile, deși știi. Să ai știuți la liste. Îți vine să ieși din casă? Nu vă vine. Eu zic că e esențial să ieșim din casă, chiar dacă dăm un vot de blam, chiar dacă e o întrebare retorică. E o întrebare retorică. Să ieșim din, la vot. Să știți că absenteismul, la un moment dat, în România este și asta o mișcare de revoltă. Nu merită să ies.
Și asta e o revoltă și este un semnal pentru clasa politică, pentru partide, pentru toate. Ceea ce înseamnă că acea restructurare a partidului nu constă neapărat. Aruncăm peste bord anumiți oameni și punem noi neapărat că la CNP-ul primi cifra 2 și 3 mai apropiată de anul în care trăim. Nu are nicio legătură competența cu vârsta, mai zis-o întotdeauna. Nu neapărat figuri noi sau tineri. N-am nimic cu tineri. Entuziasmul lor nu poate avea unul care e prepensionabil sau pensionar. Normal că tinerii trebuie și generația asta trebuie să iasă, gândească altfel, să facă țara mai dinamic. Ei, frate, dar trebuie să aibă ceva în spate. Tu cu habar n-auzi sau cu tip care și-au luat cartonul la apelul de seară și îți mai și recomandă simandicoși, economiști, juriști, dar fără practică de nicio culoare. Diplomația cel mai drăguț. Dar toate noi ăștia așa li-s umpli gura și trântesc, sunt jurist. Și ce ai jurizat tu până acum? În concurs de mis. Da. Există și riscul disipării voturilor, întrucât sunt mai multe partide relativ nou apărute, care e posibil să nu facă pragul și atunci din coșul de voturi acelea pleacă și am înțeles că nu se mai redistribuie, ceea ce e bine sau rău. Și atunci ar putea să ne trezim, că de asta am și zis și am supărarea mea, frustrarea mea, să zic, sau cum vreți să o ziceți, ziceți. Că toată vorba aia sunt alături de PNL, de ideea asta. Se poate întâmpla ca să ducă până, dacă a picat mai în față, să ducă foarte frumos voturile spre ei. Și atunci se va produce un dezechilibru, vor ieși unii foarte, foarte bine reprezentați la vot și iar vom ajunge, cum am mai pățit 2000-2004, lumea cam uită. Și de-aia mi este ciudă, pentru că... Da, dar ce a venit după 2004, gândiți în perspectivă, poate peste 4 ani o să fie ferie. Da, dar știți care-i treaba? Dacă noi, la un moment dat, stai și te întreb, suntem o nație sadică, sadomaso, masochistă, ci trebuie neapărat tot timpul să ne tot împiedicăm, să dăm în nas. N-am putea și noi totuși să gândim mai constructiv, iar perpetua reluare e de la început. Ștergem, am cheltuit, am aruncat, o luăm de la început. Câte resurse credeți că mai are țara asta să facem experimente politice? Le-am cheltuit deja. Nu ne mai putem permite mult timp să ne batem în joc de țară. Și nu atac, nu acum, să nu luați cu termenul de naționalism. Băi, este o treabă foarte pragmatică. Țară, da, trăiesc în țara asta. Unde? Aici mi-e locul. Aici trăiesc. Aici am este casa, aici am este familia. Vreau să stau liniștit, nu să-mi pun trai ăsta în vârst, să-mi iau lumea, să iau viața de la cap. Unii o consideră o aventură. Da, și asta e o soluție. Dar poate ai vrea să fii mai liniștit, să-ți ai casa ta liniștit, să poți să pleci într-un concediu, să duci la alții, să stai liniștit, să n-ai griji pentru ziua de mâine. Ori noi suntem într-un continuu, nu știu ce se întâmplă de luna următoare. Nu știu cum se aranjează luna următoare. E o treabă de nesiguranță care, la urmă, cred că ascult, nu cunosc mulți ascultători, stresul ăsta poate fi cauză de boală. Și atunci, nu știu, băi, parcă îmi doresc și eu să fiu sigur că am banul de plăti facturile, că n-am evenimente și tot felul de indivizi care fac experimente pe spinarea mea. Și vreau și eu să fiu, știu că există un echilibru social. Ori, cred că zarzavat politic, cum este în această campanie și nebunia care se află acum la vot, nu cred că România asta a avut până acum. Cred că ați însumat toate dorințele electorilor, astfel că asemeni dumneavoastră vor sta și românii să-și cearnă gândurile și să vadă cine le poate
duce la, la realitate toate aceste doleanțe. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Sper să vă fac să mi-e spuneți până la finalul campaniei că ieșiți cu drag din casă pentru a vă exprima votul. Sper, eu sper. Cum ați spus și dumneavoastră, sunt dorințe care se perpetuează. Să mă credeți un lucru. Chiar îmi doresc să-mi dovedească cei de pe lista mea, de la liberali, că eu n-am dreptate. Și să-mi arate că merită să ies pentru ei la vot. Pe cuvântul meu că le doresc succes. Nu le vreau rău. Mulțumesc încă o dată pentru prezență, o seară liniștită să aveți. La revedere!